vorbim cu date concret despre dezinteresul și regresul acestor proiecte în ultimele 12 luni, de când am plecat de la Ministerul Transporturilor, despre șantiere înghețate, despre proiecte anulate, despre un blocaj quasi generalizat. Dacă începem cu drumul expres, unde tocmai am fost la limita de lot, între lotul 2 și lotul 1, lângă Balș, lucrurile, așa cum știți, pe locul 1 sunt blocate. În ultimele 12 luni, acel șantier, din 17 km lotului, au progresat doar cu 5%. Este faimos și cumva e un arc peste timp, un arc trist peste timp, pentru că sunt faimoase acele porturi din câmp, pe care le-am văzut în 2019. Doamna Uduța Vasilescu, domnul Dragnea, nu mai știu cine era PSD-ul la rău de atunci, apoi PSD-ul s-au dus și au primat niște borduri în timp. Când am ajuns la minister în 2021, am găsit că la ani de zile de când începuse lucrurile, lucrările cu acest sector, constructorul nu a dat tot amplasamentul predat. Nu existau deșeuri de construire pe 5-6 km și am reușit noi, am tras tare și într-o câteva luni, în primăvară, am scos autorizația potrivită de construcție. Am spus tot ce trebuia pentru acest contract, i-am chemat pe cei din Italia, patronul acestei firme, i-am pus la masă și chiar dacă nesatisfăcător în acele câteva luni de primăvară-vară, lucrurile încă se mișcau pe șantier. De ce am ajuns într-un blocaj complet? Blocajul nu e de ieri, de azi. Este, să spunem, deja de la începutul anului 2022. La urmă, e responsabilitatea statului. Rezolve probleme, responsabilitatea Ministrului Transportului. Și acolo unde lucrurile chiar nu merg și nu pot avansa, poți să rezilieze un contract și să găsești al constructor. Sau să ai o negociere corectă, onestă, prin fața în față, ochi în ochi, bazată pe încredere între părți. De aia eu m-am asigurat că pistatul își face partea lui de treabă ca să ne putem simți confortabil și să știm că ne-am făcut ce aveam de făcut. Și pui șantierul la treabă. Noi am reușit ambele anul trecut. Cu un constructor grec pe SB Șturi, dar am reușit să mobilizăm și să termine SB Șturi ca locul 2, unde lucrurile erau blocate. Un alt constructor român aflat în pragul falimentului, am rupt pisica și am relicitat și acum avem din nou constructor care o să termine locul la Chețani, cu viatul. Prin dar nu face nimic. Așteaptă să-i treacă mandatul, știți că are mandatul AMR la serviciu militar. În mai se face rotativa și pleacă. Și lucrurile nu au cum să meargă dacă nu faci nimic. Nu există de la sine. Vorbesc despre alt proiect acum, despre... Sau dacă rămânem puțin la drumul expres Craiova-Pitești, pe trosorul 4 încă nu e rezolvată birocrația, nu sunt făcute expropriile suplimentare, ca să știm de unde o să vină și acolo trebuie. Din fericire, avem un constructor care se mișcă și sper să se țină de termenele contractuale. Dacă vorbim de drumul de mare viteză, autostradă, drum expres, Craiova-Lugă, da, A6, trebuie să fie drum expres de X6, practic legătura Craiovei cu Vestul, da? Craiova la Severin și mai departe Caraservă și Lugă. Și am lansat anul trecut licitația pentru proiectarea acestui drum. Pentru prima dată am făcut ceva. 30 de ani doar s-a vorbit despre un proiect viitor, fără să avem nimic ca documentație tehnică. Trebuie să ai documentație tehnică și a fost scos la licitație și găsești un constructor. Ba chiar când am lansat-o, politicienii locali, politicienii dojeni, cred că de ambele culori politice, au fost foarte încântați. Au spus că am făcut un lucru bun. În primăvara aceasta, cu licitația are niște termene care trebuie definite, era gata de semnat contractul. O singură firmă, un proiect mare, de la cap la coadă, peste câțiva ani puteam lansa licitația de construire. Ce a făcut Grindeanu? A anulat licitația abuziv. Nu o spun eu, o spun instanțele statului, pentru că acea anulare a fost la rândul ei anulată de instanță, spunând că este abuzivă, și a relansat altă licitație peste licitație existentă. Dacă o vine să credeți, există două licitații paralele la acum. Una era gata de a fi semnată și contractată, am părțit traseul 4 cu și am mai lansat una. Nici aia nu e gata, sub pretextul că termină mai repede. Termenul lansat la noua licitație era de un an de zile, deja s-au pierdut 9 luni de când putea semna la licitația veche. Deci nu e, de fapt, ce obiectiv, de fapt, va fi o întârziere mare, pentru că atunci când ai 4 contractori pentru același proiect, riscul ca unul dintre ei să își facă treaba acolo, să intre în faliment, să nu mai lucrurile bine, e mult mai mare.
E o prostie enormă și o ilegalitate la mijloc, la determinată instanță, este această ambiție de a distruge a PSD-ului și nu era bună licitația făcută de Dumnezeu, trebuie una făcută de Grindeanu. De neînțeles și toxic acest comportament. Dacă mergem mai departe la alte proiecte, care nu sunt nimic cu un stadiu mai bun, drumul expres Craiova-Târgu-Jiu. E un proiect pe care l-am contractat în primăvara 2021, proiectarea la cheie, la ora asta, studiul de rapiditate trebuia să fie gata, proiectul de completat anul viitor. Nu sunt gata studiile de geotehnice de teren. Practic, pare că acești proiectanți fac ce vor la Ministerul Transporturilor, unde e stat fără timp. Eu îi chemam în ședință toată la o săptămână, la două săptămâni, virtual vorbind, îi vedeam capul pe masă, sau nu pot mai felicitam la ce făceau treaba, există un parteneriat care se face într-un ministru care își face treaba lui din partea statului și atunci poate să fie exigent cu cei din privat, să fie dur unde e nevoie, să fie corect unde e nevoie, dar prima trebuie să te intereseze. Dacă stai doar nu și moarți în minister, e cam greu să-ți iasă lucrurile. Centura Craiova Sud. Aici chiar mă simt prost că trebuie să repet, e deja rușinos ce se întâmplă. E un contract de execuție semnat în ianuarie, în termen de 15 luni, trebuie să vedem furnicare, șantier, iar la primăvară se inaugureze. Ce vedem sunt lucrări incipiente, un ritm anemic de lucru, un constructor demobilizat și implicare zero din partea lui Grindeanu. Drumul de legătură de la uzina Ford la drumul expres Craiova-Pitești. Drumul extrem de important pentru industria locală și pentru cetățeni. O situație greu de reprodus în Grindeanu. Trecut am scos acest proiect de la sertar, am lăsat licitația, a venit Grindeanu și a anulat această licitație. De toată. De două. De trei ori a anulat această licitație. Fără explicații, fără responsabilitate, fără rușine, fără jenă. Calea ferată, ca să nu vorbim doar de drum. Pe București, Craiova, pentru mine, revitalizarea primară a acestui coridor a fost o prioritate. Pentru că, cred că era în ianuarie, era la minister pe o lună și l-am întrebat pe directorul CP și a zis că nu se poate așa ceva. În anii 90 făceau trenurile două ore de la București la Craiova, iar în 2020, anul dinainte, am dat trenul și trebuie să facă patru ore. Din cauza unei lipse de investiții și întreținere. Restricții peste restricții, 30 pe oră, 15 pe oră. I-am cerut ca pentru 2021 să reducă durata la 3 ore pentru București care au fost prin intervenții de primă urgență. În fine, mersul trenurilor este așa, mersul trenurilor pe 2022. Mai am trezit de 15 minute trenurile, am văzut de multe ori, pentru că nu chiar toate lucrurile s-au terminat după ce am plecat de la minister. Iar în anii următori, obiectivul nostru era să ducem linia la viteza constructivă, poate nu știe toată lumea, dar astăzi 140 km pe oră, viteză bună. Am prins în PNRR 120 de milioane de euro pentru aceste lucrări numite de quick wins. E o mină de șină, traversă, piatră spartă. Din păcate, CFR nici până astăzi n-a reușit să completeze aceste lucrări și acum domnul Grindeanu, prieten acolo, șef la CFR, de la Timișoara, care cumva cred că se va muta la TNA în curând, din toate semnalele pe care le avem. A dat afară profesioniștii din Consiliul de Administrație a companiei. Este un domn acolo, Consiliul de Administrație, care este decan, facultate, transportul profesionist de săvârșit în domeniul feroviar. Nu l-am gândit eu, era imagin, ai nu știa, ducea în bordă sau altcineva. Este o ancoră de stabilitate a administrației. A venit Grindeanu și a fost singurul care săptămâna trecută l-a demis pe acest profesionist. Și calea ferată Craiova-Caransebeș, aici e altă durere. Adică Craiova-Timișoara, dar e împărțit la Caransebeș, pentru că de acolo este alt proiect care deja în citație, apropo, nici aia merge din ce contract semnat, este în PNRR, vorbeam de la Caransebeș la Timișoara. Dar vorbim despre Craiova-Caransebeș, anul trecut, în septembrie, am lăsat la CFR un contract de proiectare în etapă finală, mai degrabă doar acordul de mediu, un proiect major de 2 miliarde de euro care va rezolva odată pentru totdeauna situația dificilă de la Balota, unde trenurile circulă un risc de dealul alunecări, prestiție de tren, este un tunel de 1 km, dacă nu mă înșel, care va rezolva situația acolo. Nu au reușit să
lanseze licitația de lucrări nici până astăzi. Este un contract care poate avea finanțare din proiectul Euro Facility. Asta este o sursă suplimentară față de PNRR și față de fondurile europene clasice, deci avem program operațional, banii europeni, care sunt în POIM, s-a numit acum programul operațional transport, cel care a început, avem PNRR și peste mai este Connecting Euro Facility. Asta e o sursă extrem de importantă, pentru că e mai ales pentru care ferată, pentru că poți să faci drumul de acolo. Și puteam face calea ferată de la Craiova, Iași, Săbenin, Herculane, Caransebeș, din această axă. Ca asta este stadiul curent al pachetului Oltenia. Asta este ce poate PSD-ul la guvernare. PSD-ul PNL-ul, și am părțit și companiile de sub ordine șerifului este Grindan, dar de sub e Mozaic. Cinele sunt la PSD, trenurile sunt la PNL și așa mai departe. USR este astăzi aici ca să dau semnal că Oltenia contează și este importantă pentru noi. Filiala Dolj este o filială puternică. Vedeți aici, alături de mine sunt colegi care muncesc și care sunt singura opoziție. Singura opoziție față de Olduța Vasilescu, sunt singura opoziție în județ, iar USR este singura forță puternică de opoziție la nivel național. O să câștigăm următoarele alegeri ca să putem să vorbim cu un zâmbet pe buze despre proiectele astea, să vorbim cu optimism, vorbim despre lucruri care se întâmplă, să nu mai vorbim despre netrebnici cărora nu le pasă de oameni. Mulțumesc și vă stau la discuția cu voi după intervenție de colegiul meu, domnul președinte. PSD-PNL, într-o formă sau alta, de metamorfoză.